Mulțumesc, domnule președinte. Viitorul canotajului românesc vine de la Alba. Domnule președinte, stimați colegi, România a găzduit recent campionatul Balcanii de canotaj, prilej cu care echipajul nostru de patru vâsle, format din junioare sub 17 ani, a câștigat medalia de aur, demonstrând încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că echipa României de canotaj are viitorul asigurat și pentru competițiile mondiale și olimpice din anii următori. Dați-mi voie să mă mândresc cu faptul că una dintre aceste canotoare de aur și de viitor, pe numele Toma Elena Maria, este din județul Alba, mai exact din orașul Abrud, din munții Apuseni. Sportiva noastră alături de echipa României de juniori a obținut în acest an medalii de aur și de bronz la campionatul Bancanic de canotaj Două performanțe remarcabile la competiții extrem de competitive. De asemenea, în ultimii trei ani, Toma Elena Maria a câștigat peste 15 medalii, motiv pentru care personal consider că acest copil este un exemplu demn de urmat pentru tinerii sportivi din România. Ne-a arătat că prin pasiune, disciplină și determinare se pot atinge performanțe remarcabile în orice domeniu indiferent de locul în care te-ai născut sau locul unde te antrenezi. Elena este o inspirație pentru toți cei care își doresc să-și urmeze visurile și să-și depășească limitele, chiar dacă uneori limitele pe care trebuie să le depășească tinerii sportivi țin de subfinanțarea cluburilor sportive de către autoritățile județene și locale. De cele mai multe ori, din păcate, lupta acestor copii de a răzbi, și de a performa este ignorată de cei care dețin puterea locală de a le da sau nu aripi, de a le da sau nu speranță și încrederea că merită să își sacrifice copilăria și adolescența pentru a ridica drapelul țării tale pe cele mai înalte culmi. Am avut bucuria să strâng mâna de aur a Elenei și trebuie să recunosc că am simțit toate aceste sacrificii în asprimea palmelor acestui copil care a reușit până la urmă să răzbată. Este important să recunoaștem și să susținem performanțele sportivilor noștri, deoarece aceștia sunt adevărații ambasadori ai țării noastre, nu doar în competițiile sportive internaționale, ci oriunde merg și drapelul României este arborat datorită muncilor. Mulțumim, Elena, și felicitări ție și tuturor colegilor tăi! Deputat PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț. Mulțumesc!